Este un deliciu care pun pariu că și tu l-ai mâncat de foarte multe ori. Tocănița de cartofi cu cârnăciori sau fără este o bunătate de fiecare dată. Îmi place să o servesc cu castraveciori murați iarna, iar vara îmi place cu salată de roșii și castraveți. Hai să-ți arăt și ție cum fac eu tocănița de cartofi. Într-o tigaie pun 2-3 linguri cu ulei. Adaug cam 10 cârnăciori. Tu dacă ai cârnăciori afumați, e și mai bine. Îi dă un gust aparte. Ai nevoie de vreo 5-6 cartofi, pe care îi tai cuburi sau cum îți place. Întoarce cărnăciorii pe partea cealaltă și mai prăjește pentru încă două minute sau în funcție de ceea ce scrie pe pachetul cărnăciorilor care îi folosești. Ai nevoie de o ceapă care o toși mărunt. Dacă îți place rețeta mea, te rog să-mi lași un like. Mă ajută foarte mult. Și lasă-mi un comentariu, spunem ce părere ai despre această rețetă. Scoate cărnăciorii pe o farfurie după ce s-au prăjit. Ai nevoie de un ardei roșu. Dacă nu ai roșu, poți folosi verde, poți folosi galben, de care ai. Te poți adapta în funcție de legumele care le ai deja în frigider. Toacă ardeiul roșu mărunt. Pune la călit apa împreună cu ardeiul în aceeași tigaie și în același ulei în care ai prăji cărnăciorii a bucățele, nici prea mici, nici prea mari. Dacă îți plac rețetele mele, urmărește-mă. Postez în fiecare zi. În legătură cu condimentele, eu am folosit, am folosit sare, am folosit uh, oregano, paprika, pudră de usturoi și piper. Tu poți folosi ce condimente îți plac. Amestecă condimentele bine. După ce s-au călit legumele, adăugăm cam 400 de grame de roșii în conservă. Dacă ai roșii proaspete, folosește roșii proaspete. Adaugă condimentele Cartofi, cârnăciorii, cam 500 de ml de apă sau tu dacă ai o cantitate mai mică sau mai mare, cât să acopere cartofii. Amestecă totul foarte bine și lasă la foc mediu cam vreo 45 de minute. Tu mai învârte din când în când doar ca să nu se prindă de tigaie. Între timp, toacă și mărar. Eu pun mărar pentru că îmi place, mi-aduce aminte de bunica. Ție, dacă nu îți place mărarul, poți folosi pătrunjel. Și asta este tot. Poftă bună!